Domnilor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Bună ziua! Bună ziua! Oameni buni, trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt cam rupt de oboseală. Weekendul ăsta am fost la Bacău. Andra a avut sâmbătă și duminică două concerte absolut senzaționale din turneul său național și internațional cu spectacolul tradițional. Ciucă, să știi că am vorbit cu absolut toate persoanele din Bacău și jur că absolut toate persoanele mă întrebau ce mai face Ciucă, dacă l-am însurat pe Ciucă. Uite, așa că ar putea să-ți găsească moldovean, că ce? Eu am o istorie în Bacău. Ai o istorie în Bacău, am înțeles. Bravo, mai știe lumea. Ia uite, eram cu doamnele acolo la intrare, crede, o să vezi. Oricum a fost un adevărat tur de forță peste pentru toți cei implicați. Peste 100 de oameni au participat la realizarea acestui show. 30 de instrumentiști de top din Orchestra Fraților Radvahov au acompaniat-o pe Andra și peste 10 invitați speciali. O să vedeți, dansatori, a fost o întreagă nebunie ce s-a întâmplat la Bacău. A fost greu, obositor, dar absolut magic. Iar eu sunt copleșit de energia și de emoția transmise de publicul băcăuan, pe care vreau să-i salut în ambele seri, pentru că două seri, sâmbătă și duminică, full totul și sold out în 24 de ore acolo. A fost extraordinar să vezi oamenii cu atâta energie. Vedem emoțiile și tot ce s-a întâmplat. Oricum vreau să le mulțumesc tuturor și mai bine o să vă las să vedeți voi cei de acasă cum s-a văzut prima seară a acestui dublu eveniment de la Bacău. Poftiți, haideți în culise. Andra tradițional, Bacău 2019. Nici n-am simțit drumul. Abia așteptam să vin. Ne bucurăm foarte mult să fim și la Bacău. Foarte bine! Alex, bravo! Abia aștept să vină următorul spectacol, să ne întâlnim și parcă de la un spectacol la altul ne sudăm și mai bine. Totul e o emoție. Ești gata? Ești gata? Sunt tare bucuroasă că sunt invitată la acest minunat spectacol, la această minune de fată, așa îi spun, o comoară și o minune românească. Când echipa noastră a ajuns la sala teatrului de vară Radu Beligan din Bacău, toți artiștii erau deja acolo, iar repetițiile erau în toi. Veta! Mi-ai stricat Veta! Veta Viris! Alături de Andra noastră, dragă! Așa! Cap că întotdeauna așa am fost învățat cu familia noastră, să fie totul perfect. Alex, cine e? Cine e Veta? Sală, să-ți face! Doamna, mi-o are să nu mai cântă, nu e ghișit cu Veta. Sală, tata, pare, pare, mă, sorry! Veta, sală, Veta, sală! Să știi că genul ăsta de spectacol de fiecare dată a dat emoțiile astea și la Londra, la repetiții, s-a lansat cu emoții. Iar în sală, la Londra, și sunt convins că aici o să se întâmplă, să găsim oameni care o să plângă, pentru că n-are cum să nu te emoționeze muzica asta tradițională. Când auzi naiul ăla, îți ajunge așa în suflet, știi? Și am văzut că și Andrei are ceva emoții. De fiecare dată. Da. Eu nu am. Ați primit și covorul roșu? Dragă, mi se pare corect, corect, fiecare cu covorul lui. Al meu e roșu, restul nu mă interesează. Uite câte invidie acolo, uite câte invidie. Vor să facă grevă. Da. N-aveți nicio șansă. Megastarurile așa merg pe covor de ăsta. Hai, facă, mă grebesc. Este bunica băiatului care se ocupă cu duminile și care ne face să arătăm atât de bine al lui Petruș. Și ne-a adus prăjituri, uite. Sunt cel mai vechi actor al teatrului de animații de la începuturile lui. Am 82 de ani. Sunt mulți înainte, doamne. Mersi, s-a apucat vârsta mea, s-a apucat asta la Amara și când asta, din toți, că am fotografii și cu Mirabela și cu... Eu am mânit. Nu m-am
m-am schimbat deloc, după cum vedeți. Acum câți ani a fost asta? Nu mai țin. Amara, eu nu eram cu dansatoare, eu eram cu trupă, da. Mă răsfață oamenii, mă, și eu sunt la cură de slăbire, cică. Bine, vorba bine. Să încerc să nu mănânc după 7 seara. Părinte, ce faceți aici? Bună ziua! Bună ziua! Mai am un pic și termin toaca. Aș putea să spun toaca mea de suflet. Acum un an am făcut o altă toacă pentru Andra tradițional, dar aș putea să spun că am făcut un fugă într-o singură zi. Pentru toaca asta, în timpul meu liber, a durat în jur de vreo 2 luni. De la 1 februarie. Cam așa am început să lucrez la ea până mai acum vreo 2 zile. Pregătit? Gata? Mai puțin și începe spectacol. Am niște emoții din el, nu știu dacă știu versurile foarte bine la primele cânteci. Da, totul e în regulă, au repetat toți oamenii, arată senzațional scena, proiecțiile, totul e perfect. Părintele și-a instalat toaca. Am văzut, am și vorbit cu el. Tradiționalul să înceapă la Bacău. După repetiția generală au început pregătirile pentru primul spectacol. Artiștii s-au îndreptat către cabinele de machiaj și către garderobă pentru a se pregăti pentru scenă. În culise, 4 doamne vesele își risipeau emoțiile cu glume și bârfe care le-au stârnit hohote de râs. Ce scrie aici? Mirabela, doamna Mioara Velicu, bună seara! Bună seara! Ce faceți? Ne pregătim, ne facem frumoase. Că spunea bărbatul meu, măi Mioara, de ce te fardezi tu așa mereu? Păi ca să mă fac mai frumoasă. Și de ce nu te faci? Femeia e frumoasă, așa cum se scoală dimineața. Uite, cu mine, așa. Da. Păi da. Eu așa m-am trăgit. Tu ești frumoasă de la Dumnezeu. Nu mai m-am schimbat. De când m-am trezit așa. Văd că v-ați aranjat foarte frumos. Aveți o rochiță foarte frumoasă. Am roche nouă făcută de Liza Paloic. Așa. Roche nouă, că am rugat-o să-mi facă și mie o roche frumușică așa pentru acest spectacol și mi-a făcut, uite. Tradițional se potrivește. Tradițional. Acum a trebuit să dau la cineva la să-mi brodeze pe spate. Tradițional, Andra. Noi urmează să de ne pregătim. De ce faci așa? Am tendința asta că scade rochia. Și de tot vreau să... Da, să-mi dăm rochia jos. Nu de tot. Ești frumoasă oricum. Și noi o să fim foarte frumoase cu costumele noastre populare. Da, costume. Cea mai frumoasă, nu? Avem costume tradiționale, vechi, de zeci de ani. Foarte faine. Avem echipa cea mai tare. Ați văzut astăzi la repetiții, i s-a adus covor roșu domnului Enceanu. Nu mai e Enceanu acum, dacă nu se roagă Andra de mine. A, i-a adus la repetiții, ai văzut ce înseamnă să fii oltean? Cine e Enceanu ăsta? Dar tu n-ai cerut. Dar el cere. El e obraznic. Așa sunt. Cine cere, nu piere, dar e și obraznare. Da, copilul care nu plânge. Nu, mamă, să nu. Moare de foame. Doamnele, sunt foarte bine dispuse. Râd într-una, deci... Păi el zice, bancuri, și noi ne-am văzut. Fără mine, viața n-a... Auziți? Primirea ta, mântuitoare, totdeauna fericit am fost. Sub primirea ta, mântuitoare, totdeauna fericit. Eu nu-s la care te uiți, te uiți. Nu, el la el e o problemă. Iată a venit și despărțirea. Adio. Facem fața frumoasă și pe acasă, că uite, nu pot, trebuie să... Cum Facebook, acum zic, tragedie, tu, tragedie! Cum ești în seara asta? Sunt emoționată, ca de fiecare dată, știi cum e, cânti pentru alt public, dar mă bucur așa când aud râsete aici pe holuri și când oamenii se simt atât de bine, echipa, e clar că
ne-am întâlnit, știi, oamenii care trebuie să se întâlnească. Dincolo de glume, încet încet tensiunea de dinainte de grandiosul spectacol începea să se facă simțită. Mulțimea de oameni nerăbdători se aduna afară la intrarea în sală, anticipând o seară unică. Am înțeles că ați venit special din Germania pentru Andra. Da, este adevărat. N-am fost acasă aici în Bacău, aici sunt născută, cum nu e așa? De prietena mea, n-am fost de 10 ani aici. Asta este motivul care m-a adus înapoi în țară, Andra, concertul. Prietena mea a zis că acum s-a întâlnit acum înapoi viața, tradiția cu Ana, cu Andra, să fiu înapoi în țară. Ce frumos, dar văd că aveți foarte mari emoții. Da, foarte mult. De ce? Foarte mult. Am văzut la... Nu vreau să plâng. Am văzut la YouTube concertul din București. Și a fost pentru mine toate cântecele din copilărie care le știam. Mi-a adus aminte. Mi-a adus aminte de unde sunt și cine sunt și... Da. Și ați venit pentru spectacol și apoi vă întoarceți în Germania? Da. Astăzi la spectacol și putem veni și mâine. Avem invitații și pentru mâine. Și după aia luni dimineață zburăm înapoi. Sunt din Piatra Neamț și am venit aici. S-o văd. Îmi place ideea. O ador. Suntem fanele Andrei și am venit din București special pentru ea. Ce înseamnă Andra pentru tine? Nu știu, înseamnă cea mai bună voce, cea mai bună artistă, cea mai frumoasă, cea mai... Nu știu, este top pentru noi. Este unică. Andra, te iubim! Știți că o să cânt și eu în seara asta? Îl știți pe Ciucă? Da, în fiecare soară. Ce ziceți de el? Că-i curlat. Îl însoară, pe și nu se mai însoară. Păi da, găsim de unde sunteți? Vaslui. Din Vaslui? Și nu găsim în Moldovean că acolo la Vaslui? Ciucă, hai că te rezolvăm la Vaslui. Să vă distrați! Mama Geta, Răzeșii lui Ștefan cel Mare. Exact, Răzeșii lui Ștefan cel Mare. Fata, adică nepoțica, și noroc nene. În seara asta ați venit pentru Andra? Sigur, pentru Andra. Da. Pentru Andra, pentru Măruță și ne pare bine că ne-am întâlnit cu voi. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bravo, bravo! Hai! Uitați-vă cum a fost, încă tremură genunchii, a fost senzațional. Mulțumesc Bacău, mulțumesc Andra, mulțumesc tradițional și celorlalți artiști de seamă care au venit. Sunt onorat să fac parte dintr-un asemenea proiect. Vasile! 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 A fost tare!
tare frumos, tare frumos. Și energia bună și cântatul frumos și... Nu vor să duc acasă. Nu vor să se duc acasă, nu vor. Să tot în sală. Mai dăm unul? Acum!